Discutăm cu doamna dr. Simona Sicoe, medic primar pediatru. Doamna doctor, ce factori pot determina întârzieri evidente în dezvoltarea copilului? Creșterea și dezvoltarea copilului, putem spune că începe din momentul concepției acestuia până la maturitate, perioada în care organismul este supus unor permanente modificări morfofuncționale și psihointelectuale. Vorbim de factori prenatali, factori care țin de momentul nașterii și factori postnatali. La prima categorie, factorii prenatali țin de zestrea genetică a părinților. De vârsta mamei, în spețe sub 18 ani și peste 40 de ani, pot apărea probleme. De obiceiurile părinților, și aici vorbim de consumul de alcool, droguri, tutun. Factorii de mediul, respectiv mamele care lucrează în mediu toxic, de tipul de activitate, muncă fizică sau, dimpotrivă, stres intelectual intens. Factorii care țin de naștere. Aici vorbim despre vârsta gestațională. Copilașii care se nasc mari prematuri, sub 28 de săptămâni, pot avea probleme de asemenea cei născuți postmatur. Marii prematuri pot avea probleme neurologice legate și de scorul Apgar la naștere. Cu cât este mai mic și prezintă valoare mai mică, repetat acest scor la 5 minute, la 10 minute, prognosticul poate fi mai sumbru. Dintre factorii postnatali, preponderența factorii socioeconomici, respectiv alimentația, condițiile sanitare existente în mediul familiar, mediul geografic, expunerea copilului la soare, aer, lumină, accesul la îngrijirile medicale. Deci există diferențe de rate de dezvoltare între un copil născut prematur și un copil născut la termen. Puteți enumera o parte dintre acestea? Discuția aici este foarte amplă. Prematuritate înseamnă vârstă gestațională sub 37 de săptămâni. Cum am spus și adineori, în funcție de vârsta gestațională, deci între 28 de săptămâni și 34 de săptămâni, apar anumite probleme. Peste 34 de săptămâni pot avea un prematur perfect sănătos. De asemenea, starea la naștere a copilului, scorul Apgar, perioada cât a fost ventilat artificial, malformațiile asociate, riscurile care le implică prematuritatea și spitalizarea prelungită, respectiv complicațiile infecțioase, hemoragice, septice, complică sau nu prognosticul acestor copilași. De reținut însă că prematurul este un luptător. Foarte mulți copii prematuri au probleme minore. Ei se dezvoltă cu ușor retard în primul an, ușor retard psihic sau neuromotor, dar cu recuperare perseverentă pot să evolueze foarte bine după aceea. După vârsta de un an, un copil fost prematur cu probleme la naștere poate să dezvolte eventual o hiperchinezie, să fie un pic mai agitat, să aibă o incapacitate de concentrare, să se lucreze un pic mai greu cu el, dar cu perseverență și îndrumat îndeaproape de către specialist, evoluția poate să fie foarte bună. În general, părinții se îngrijorează atunci când copilul se dezvoltă și deprinde abilitățile mai târziu decât ceilalți copii din anturajul lui. Există însă și copii precoce. Există motive de îngrijorare din acest punct de vedere? Primul sfat este să nu comparați copiii cu cei din anturaj. Nici în cadrul unei familii cu mai mulți copilași nu comparăm un copilaș cu frățiorii lui. Unul vorbește mai devreme, altul mai târziu, unul merge mai devreme, celălalt mai târziu. Limitele normalului la copil sunt foarte largi și aici, la examinat de pediatru și în funcție de factori prenatali sau intranatali de care am vorbit, putem conchide că este sau nu este o problemă.